Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, o să vă spun câteva conotații ale zilei de 21 septembrie. Este ziua în care s-a născut scriitoarea Elena Băcărescu, s-a născut scriitorul american Stephen King, prozatorul nemțean Dumitru Băncariu, a murit filozoful german Arthur Schopenhauer, tot astăzi este ziua în care a murit scriitorul român Ion Băieșu, sărbătorim astăzi Ziua Internațională a Păcii, Ziua Națională a Contabilului Român, este Ziua Națională a Republicii Armenia, îi salutăm pe armenii romașcani, le datorăm armenilor romașcani Casa Ioachim, primul proprietar, Vasile Ioachim, dar și întemeitorul primei biblioteci publice la Roma, profesorul George Radu Meliton, a fost tot un armean de seamă. Și tot astăzi, după Asfințitul Soarelui, începe noul an evreiesc. Suntem în anul 5778. O să începem un pic altfel decât eram obișnuiți, pentru că domnul profesor, peste doar 3 zile, împlinește o frumoasă vârstă. O să anticipăm momentul aniversar și o să-i dau cuvântul domnului deputat să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Bine ne reîntâlnim! Am să încep în sens trigonometric a evenimentelor anunțate, urându-i la mulți ani domnului profesor, cu sănătate, cu bucurie și cu realizări frumoase, ca să poată merge mai departe, să circumscrie toate aceste lucrări, probabil cu altele care să vină cu priviri de ansamblu, cu lucruri pe care sunt convins că le are și în minte și în inimă. La mulți ani, domnule profesor! Sigur că suntem alături de toți cei care astăzi, prin diferite evenimente, sărbătoresc lucruri importante alături de comunitatea evreiască, le spunem la mulți ani, o comunitate care este puternică rădăcinată aici. Din păcate, de la an la an au rămas tot mai puțini reprezentanți, dar prin cel care deține destinele acestei comunități, profesorul Wexler Iancu, transmitem la mulți ani tuturor și să aibă un an bun, în liniște și pace. La mulți ani și prietenilor noștri armeni, știind că de asemenea colaborarea cu comunitatea armenească a fost una foarte bună, iar municipiul Roman este primul municipiu, prima localitate din România înfrățită cu o localitate din Armenia, cu municipiul Dilijan din Armenia. Sigur că toate acestea fac ca activitatea de astăzi să se desfășoare așa într-o energie pozitivă și nu putem decât să-l felicităm pe domnul profesor care, iată, vine cu o panoplie de lucrări, cu o transmitere de gânduri, de energie pozitivă, împărtășiri de experiențe, trăiri, care nu pot decât să îmbogățească în plan cultural, nu doar comunitatea noastră, nu doar zona Roman Metropolitan, ci în general partea culturală a județului Neamț, a Moldovei și de ce nu cu transmisie către nivel național. Vreau să vă transmit gândul meu cel bun tuturor, să vă urez multă sănătate, bucurie și să avem tăria și puterea să ținem steagul sus prin cultură, prin mișcare artistică, prin educație, prin învățământ, prin sănătate și facem acest lucru dacă urmăriți activitățile noastre, astfel încât să se știe că în acest loc, în acest punct de pe harta României, municipiul Roman, sunt oameni care fac lucruri deosebite, lucruri remarcabile. Suntem mândri de ei și le urăm mult succes în continuare, în pace, în sănătate, în liniște și în condiții cât mai bune, de la zi la zi, de la an la an, pentru că până la urmă acest lucru ne dorim cu toții. Vă transmit gândul meu cel bun și Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe Romașca. Doamne! Doamne deputat, domnul primar să ne spună mesajul domniei sale. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc pentru această invitație. Vreau să-l felicit și eu pe domnul profesor Andone pentru această nouă realizare profesională, dar și personală.
Mă bucur că atât eu, cât și colegii mei, consilieri locali, au fost un sprijin pentru dumneavoastră și au făcut posibil ca aceste trei volume să vadă lumina tiparului. Și iarăși mă bucur că din nou la Roman avem un eveniment deosebit în aceeași locație foarte frumoasă, Biblioteca George Radu Melidon, având-o întotdeauna alături pe Cristina Panaite și, bineînțeles, alături de prietenii noștri de la Societatea Culturală Clepsidra, dar și, bineînțeles, toți ceilalți romașcani iubitori de artă. Ne bucurăm că, din nou, Romanul se dovedește efervescent din acest punct de vedere și am reușit să creăm o anumită constantă a acestor activități, ceea ce ne bucură foarte mult pe noi toți. Și eu vreau să profit de ocazie și să le transmitem și pe această cale, deși telefonic cu domnul profesor Wexler am avut o convorbire de dimineață, i-am urat un an nou cât mai bun. De asemenea, să le transmitem mulți ani și multă sănătate și prietenilor noștri de la comunitatea armenilor din România și de asigur în avans domnului profesor Mihai Andone la mulți ani și multă sănătate și ca semn al aprecierii noastre din partea primăriei municipiului Roman, mulțumesc. Mulțumesc. Domnule primar. Bun, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă spun câteva repere din biografia domnului profesor. S-a născut, așa cum am spus, pe 24 septembrie 1937. Este dublu licențiat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, absolvent al Facultății de Istorie Geografie și al Facultății de Filosofie. A fost un dascăl cu o prodigioasă activitate pedagogică și didactică, cu peste 4 decenii de apostolat, cu elevi participanți la fazele naționale ale Olimpiadelor de Istorie, realizator a 2 valoroase muzee istorico-etnografice școlare la Ruginoasa și la Colegiul Tehnic Petru Pon. Domnul profesor Mihai Andone s-a remarcat și printr-o implicare constantă și apreciată în peisajul citadin romașcan, în plan cultural, politic și social, prin diverse acțiuni, dintre care o să vă spun doar câteva. O să încep cu eforturile susținute pentru reînființarea județului Roman, consilier local timp de 14 ani, în perioada 1990-2004, a fost director de studii la filialele din Roman a 2 universități ieșene și director al unei școli post-liceale sanitare. A fost membru în Adunarea Națională Bisericească și în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Este autor a 5 capitole din istoria orașului Roman, a publicat 15 volume de carte, la care se adaugă cele 3 pe care o să le lansăm astăzi, și peste 600 de articole în presa centrală și locală. A susținut o serie de conferințe și comunicări științifice la manifestările organizate de Biblioteca Municipală, Centrul Militar, Muzeul de Istorie. Este căsătorit de peste 55 de ani cu doamna, cu distinsa doamnă profesor Tatiana Andone, pe care o salutăm. Au împreună 2 fiice, doamna Mihaela și doamna Nicoleta, și 2 nepoți, de care este tare mândru, așa și trebuie, Andreea Irina și Ionuț Vlad. Profesor Mihai Andone se află printre donatorii de carte ai Bibliotecii Municipale. Chiar zilele trecute am primit o importantă donație și, cu permisa dumneavoastră, o să-i ofer astăzi diploma Donator Libris. Se acordă domnului profesor Mihai Andone pentru generoasele donații făcute Bibliotecii Municipale George Radu Melidon. Mulțumim, domnule. O să începem manifestarea de astăzi cu rugăciunea cititorului, dimineața, în fața mesei pline de cărți.
Te rugăm pe tine, Dumnezeu cărturarilor, foamea noastră de lectură, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și astăzi. Iar acum o să vă prezint oaspeții noștri, de fapt o să vă prezint pe cei care o să recenzeze cărțile domnului profesor. Îl avem alături de noi pe domnul profesor dr. Lucian Strochi, membru al Uniunii Artiștilor Plastice și al Ministrului de România, domnul profesor Gheorghe Menciobanu, preot dr. Floriciu Scanu, părintele Cornel Paiu, care se află astăzi în calitate de editor al cărților domnului profesor Mihai Andone, doamna profesor Carmen Diaconu. Și salutăm pe oaspeții noștri de la Piatra Neamț, scriitori importanți, membri ai Uniunii Scriitorilor. Bine ați venit la roman! O să-l rog acum pe părintele Cornel Paiu, în calitatea domniei sale de editor, să ne spună câteva cuvinte. În calitate de editor, sunt onorat că am putut să răspund afirmativ și la această comandă de carte, care a venit prin intermediul domnului profesor Mihai Andone, la recomandarea domnișoarei Cristina Panaite, și mă bucur de acest lucru. Vreau să mulțumesc primăriei Roman că a susținut această apariție editorială și așa cum a făcut-o de mai multe ori, cu mai mulți autori din Roman, și sper să continue acest bun obicei. Dați-mi voie să salut prietenii de la Piatra Neamț și, deopotrivă, prietenii de la Roman. Să salut și eu comunitățile sărbătorite astăzi și mâine. Comunitatea armeană de astăzi, astăzi și mâine comunitatea evreiască. Și, poate nu întâmplător, astăzi este sărbată și ziua contabilului. Așadar, la mulți ani contabilor din lumea întreagă, la mulți ani armenilor, la mulți ani evreilor. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i urez la mulți ani și eu domnului profesor Mihai Andone. Am scos aceste cărți în contratind. Ele au venit, comanda a venit în 5, mi se pare în 5 august, și iată, cu puțin peste o lună, deja suntem la momentul de lansare. Felicitări, vă doresc o seară frumoasă și binecuvântată! Profesor Dr. Lucian Strochi, un foarte bun colaborator al nostru, să ne spună câteva cuvinte despre cărțile pe care astăzi le lansăm. Eu vă cer permisiunea, pentru că tancurile astea sau tunurile sunt împotriva noastră și pentru a nu le obliga să tot facă mișcări, să vorbiți de jos, dacă vreți un semn de democrație. M-am gândit ce pot să spui cuiva care are mai multă experiență de tine, ce să-i comunici. Și m-am gândit dacă aș putea o personalitate să o reduc la un singur cuvânt. Și am făcut operația, mi-am fixat vreo 20 de cuvinte care i s-ar fi potrivit domnului profesor și până la urmă cuvântul ales a fost luptător. Aș fi vrut, deci, să spun că profesorul Mihai Andone este un luptător, dar m-a contrazis violent directoarea bibliotecii, anunțând că astăzi e ziua păcii. Și atunci nu prea mergea lupta cu pacea. Dar cum cu ani în urmă luptam pentru pace, să acceptăm și această idee. Apoi m-am gândit ce ar se însemna 80 de ani. În primul rând, cifra 80. Dar știam că va veni un deputat care e și matematician și ziua contabililor. Și m-am temut, mai ales că cifra de 80 e o cifră contabilă, că se termină în 0. Mai era și Mihai Hanganu, care și el e și matematician, mai e și economist, deci și contabil. Și atunci am zis, nu pot decât să mă salvez încercând o descifrare oarecum ezoterică a cifrei 80. La urma urmelor, 8 este cifra timpului. Este cifra inelului lui Mobius. Nu putem ieși din ea. Intrăm în ea și nu putem ieși din ea.
Asta e paradoxul. Suntem tot timpul la suprafață. Iar 10 este o cifră perfectă. Din această cauză a fost și descoperit atât de greu. Pentru că 10 înseamnă Trinitate, înseamnă 3-7, care este cifra inițierii. Deci, de 80 de ani înseamnă o cifră perfectă. Cine are șansa să ajungă la ea, are toate șansele să depășească bătrânețea și conform OMS-ului, și aici domnul doctor Răzeșu sau doamna doctor Silvia Mândărșescu mă pot susține, la 85 de ani nu mai ești bătrân, ci longeviv. Îi doresc domnului Andone să devină cât mai repede longeviv, pentru că este un tip de noblețe pe care îl merită. Ei bine, trebuie să începem cu început. Orice om îl cunoaște prin ecou. Și primul ecou pe care l-am avut despre domnul profesor Andone era unul intens negativ. E unul de la Roma care ne pune bețe în roate. E unul care tot susține liga județelor abuziv, desfințate. Noi avem nevoie de altceva acum și așa mai departe. Chiar vreau să-l cunosc. A doua întâlnire a fost tot negativă. Eu mi-am amintesc cu plăcere. Domnul Andone, nu uitați, am spus cuvântul care îl definește luptător. Era consilier local. Și vreau să impunem o stemă a municipiului și eu ne-am sugerat romașcanilor ca o stemă foarte frumoasă și anume Mistrețul, stema pe care de fapt o aveți. Domnul Andone, supărat pe pietreni și crezând că sunt pietrani, când a auzit de Mistreț, a zis, pietreanul ăsta ne face porci pe noi romașcani. Nu știu cât era glumă, nu știu cât era, dar asta a fost. Și atunci am avut și o replică, nu știu dacă foarte bine, zic, domnul profesor, dacă e să luăm așa, înseamnă că dumneavoastră veți face pe ieșence iepe și pe tecucence iepuroaice. Pentru că stema Iașului un cal, iar a tecuciului un iepure. Apropo și de asta. Ulterior, ne-am descoperit reciproc. Și o spun cu toată bucuria, la foarte multe din manifestările, poate chiar la toate, la care am participat, fie că era vorba de poezie, de cărți de proză, de alte evenimente, domnul profesor a venit cu consecvență. Așa atunci când mi-a făcut propunerea să vorbesc despre cărțile domniei sale, m-am simțit onorat și am răspuns cu promptitudine aceste invitații. Sigur, trei cărți care se adaugă celor 15. Iată, iar nu scăpăm de 8, acum 8 e în coadă, cifra se citește din 80, avem 81 de 8, deci 18. Putem să ne jucăm oricând și domnul profesor Ciobanu sunt sigur că abia așteaptă să facă un slalom printre gânduri și mai ales printre semnificații. Trei cărți. Prima, firesc, o obsesie de o viață despre județele abuziv desfințate. Sigur, acum putem gândi așa. Are dreptul romanul să fie un județ? Categoric. Și mă gândeam chiar mai mult. Eu îl văd, la modul cel mai sincer, a doua capitală a Moldovei. Așa cum a fost odinioară. Adică simțind, apropo de regiunile de nord-est și așa mai departe, aș vedea Iașul ca o capitală tradițională și iar Românul al doilea care să prindă Vasluiul și toate celelalte. Argumente 10. Calea ferată, drumul de 85 și așa mai departe. Nu are până și argumentul ultim pe care l-ați adus cu Sfântul Apostol Andrei. Trebuie să producem o asemenea mișcare? Se pare că da. Pentru că și acum se dorește reînființarea județului Romanaț, se luptă pentru Vlașca, deci este o luptă. Până la urmă,
ce încercăm sau ce încearcă această ligă? Să ne dea o Românie, cum apărea ea de la 1938? Nu. Această dezmembrare, această sfârșiere a unui județ, seamănă cu sfârșiere de țară. Și abia aici poți să-l înțelegi pe profesorul Andone și să înțelegi patriotismul. Nu e vorba de, știu eu, mutarea oamenilor, de nu știu ce fonduri care s-a dirijat într-o parte, ci acest sentiment extraordinar a pierderii un teritoriu. Asta e cel mai sacru lucru, cel mai greu de suportat. Nu vreau să extind decât la nivel național. Și vedeți cât de greu ne este și fără cadrilater și nu mai vorbesc de alte zone. Și atunci mi se pare că lupta domniei sale ține de sublim. Și atunci m-am gândit că până la urmă părinții domniei sale au avut inspirația să-i dea un nume de sfânt, dar de arhanghel, de luptător, Mihail. Deci, atât că lucrurile nu sunt deloc întâmplătoare, după părerea mea. O carte superbă, o carte document, o carte de istoric, o carte de meditații, mă refer la cea cu județele abuziv desfințate. Sigur că așa am putea cere dreptate și pentru Neamț, care a pierdut Proșteniu și toată partea aceea și a înghițit-o Suceava. Mă rog, sunt multe. Mi-aduc aminte, între noi e o diferență de 13 ani. Deci eu eram la vârsta adolescenței, când domnul profesor era un bărbat în toată firea. Deja cu un, dacă vreți, un statut social precis determinat. Mă refer la momentul 1968. Vedeți, noi când facem istorie, pornim întotdeauna de prea aproape. S-a vorbit de grevele muncitori, de grevele minerești de la, sau revolta minerilor din 77, s-a vorbit de Brașov, dar nu s-a vorbit de momentul 68. Atunci, pentru prima dată, oamenii au ieșit în stradă și au ars scânteia. Știu precis acest lucru, au ars scânteia în care se publicase, de fapt apăruse împărțirea teritorială pe județe. Au ieșit oamenii în stradă la Brăila, au ieșit în Roma, au ieșit la Vârlat și așa mai departe. De ce? Pentru că argumentele care se aduceau în favoarea sau altuia dintre orașe nu erau cele mai clare. Adică Vârlatul, care era de 5 ori cât Vasluiu, se trezea deposedat de un titlu de noblețe pe care l-avea, pe un criteriu, să spunem, de strategie, de apropiere, de nici acum nu știu, nu era mai mare Vasluiu ca Azorle. Nu neg importanța lui pentru istoria Moldovei, pentru lupta de la Vasluiu. Nu asta e problema, ci problema este cea de oraș. Brăilenii au fost unii din puținii câștigați, pentru că, până la urmă, s-a făcut modificarea și a apărut și județul Brăila. Ghinionul lor era că erau prea aproape de Galați. Așa mai a apărut și, dacă nu mă înșeală memoria, Sălajul, care iarăși era, s-au mai întâmplat niște lucruri, vreo 4 județe au revenit. Cei care au sunt mai aproape de evenimente pot confirma. Românul n-a avut această șansă. Nu știu dacă e bine sau rău pentru el. Pentru că întotdeauna să fii întotdeauna în spate, într-o cursă, e mai bine decât să fii în față. E o părere. Apropo de lupte. Dar faptul că romașcanii sunt poate cea mai dinamică populație urbană pe care o cunosc și cunosc, slavă Domnului, destul de oraș, asta le dă șanse să fie, cel puțin pentru ei, o capitală. A cui rămâne să stabil. Vine cartea a doua. Cartea a doua, care este poate cea mai surprinzătoare. Ați văzut, Cristina Panaite vorbea de un dublu licențiat,
dar printre licențe nu era și filologia. Ori aici, luptătorul Mihai Andone intră în cuvânt. Luptă cu el, luptă cu versul. Intră inclusiv în rebus, dacă vreți, în lingvistică. Se joacă cu cuvintele, comite aforisme. E o carte superbă de luptător cu cuvânt. Din păcate sau din fericire, singurul său acrostit este, parcă deznădejde, într-o poezie. Ei, nu e așa. Întotdeauna lupta e importantă pentru că este. Chiar dacă a fost pierdută, numele locului rămâne totdeauna. Mai multe nu pot să vă spun decât că, într-adevăr, eu un volum care merită să fie citit și bine cu delicii, dacă vreți, chiar filologice. Utile și pentru poeți, utile și pentru studenți, utile și pentru elevii de la filologie și pentru toată lumea. În fine, al treilea volum, care are și un subtitlu destul de ciudat. Bine, volumul 2, echilibru instabil. Norocul meu că am făcut secția reală a liceului și am știut despre ce e vorba. Pentru că echilibrul instabil se obține atunci când punctul este mai jos și, mă rog, totul devine instabil. Pe când, mă rog, în alte situații vorbim de echilibru indiferent sau de echilibru stabil sau așa mai departe. E un titlu foarte frumos, chiar foarte frumos, metaforic. E bine, volumul 3, mărturisesc că m-a derutat puțin, spre pagini din literatura universală, din gândirea universală, în percepția mea. Dacă prima parte părea foarte simplă, această percepție a mea mă numerea până că, evident, până când am deschis cartea. Ce este de fapt? A treia ipostază luptătorului. A omului care nu acceptă să-i se dea cu lingurița, cu polonicul, cu lingura, cu idei, formulări, chiar celebre. Și atunci simte nevoia să le răstălmăcească sau să le tălmăcească. Asta face. Sigur, e discutabil dacă, să zicem, un catren semnat Mihai Andone e superior unei formulări a lui Shakespeare. Nu despre asta e vorba. Ci faptul că nu rămâi indiferent la un cuvânt, că ei sau la o expresie, la o sintagmă, convogățești, că e atitudine față de ea, mi se pare un lucru extraordinar. Și faptul că aceste trei cărți apar la aniversare, mi se pare absolut semnificativ. Este ca, dacă vreți, un triumf a spiritului asupra lui însuși. Mihai Andone a ajuns la această seminătate clasică, canonică, aș spune, de aici poate să facă orice. Este un om atât de liber, încât puțin dintre noi îi putem înțelege această libertate. Mi-aș permite, pentru că am în față un fost primar, un actual primar, un deputat, să nu lăsăm asemenea momente. Știu foarte bine efortul financiar pe care le-a făcut primăria pentru editarea cărților. Dar dacă vreți, țin această idee, o stea personalităților romașcale, undeva în parc, e păcat să treacă asemenea lucruri, vom regreta. Uite, ar fi fost momentul să facem ceva. Nu neapărat cetățeni de onoare. Dar așa cum nu știu ce actriță de mâna, nu știu cât, dar are o stea sau are ceva. Nu neapărat stea, dar un semn. Dacă vreți o amprentă pe biblioteca asta superbă, un zid care să fie a scriitorilor care au onorat acest lucru. La Târgu de Carte am ținut o conferință care se numea Scriitorul Mașcan. A fost cea mai grea conferință pe care am ținut-o. De ce? Pentru că a trebuit să aleg din aproape 200 de nume.
lucru formidabil. 200 de scriitori. Iar mulți dintre ei, poate că nici romașcanii nu știu, au fost modele tutelare. Pentru un gen, pentru un public. Mie, recunosc, mi-au răpit clipe din copilărie, știți ce prețioase sunt? Un scriitor ca Haralamzin, de pildă. Romane polițiste. Sau am avut profesor pe Savin Bratu, un extraordinar profesor. Și nu vreau să dau exemple, sunt mult prea multe pe care să le pot da. Ce ne facem cu profesorul Ciobanu, care e un monument și care întotdeauna mi-e frică să-l sărut sau ceva, pentru că am senzația că sărut o statuie și chiar are statuie la muzeul de astea. Ei, lista lui mă îmbătrânește numai citind lista lucrărilor. Sau mă întinerește, depinde. Deci, domnule profesor, la aniversare, la mulți ani, la mult mai multe cărți, spre disperarea bibliotecarilor, librarilor, editorilor, rămâneți cu această frumusețe și această liniște olimpiană și olimpică, pentru că o meritați după viață întreagă. Iată aici am, așa ca într-un evantai, cărțile dumneavoastră și cine le va examina, va rămâne uluit de diversitatea lor. Nu că ați scris o monografie a Comunei Ion Creangă. Asta o pot face mulți. Dar să treci de la trezește de omule, să treci apoi la cărți despre teologie și chiar aplicată și recunoscută, nu e un cam de mână oricum. Încă o dată, la mulți ani, domnule profesor. Destroi, pentru această prezentare analitică, îi dau cuvântul acum preotului Florințu Scandu să ne spună și părerea domniei sale despre cărțile pe care le lansăm astăzi. Mulțumesc! Dacă îmi îngăduiți, aș dori să rămân și eu în aceeași poziție, în aceeași postură. Onorată asistență, îmi exprim bucuria de a fi prezent la un eveniment atât de frumos, atât de înălțător și ziditor în același timp, pentru suflet, pentru minte, pentru inimă și literatură. Dar domnul profesor Mihai Andone, anfitrionul nostru de astăzi, ne-a invitat la o sărbătoare cu multiple semnificații și s-a vorbit de către domnul Lucian Stoichi despre semnificația cifrelor 80 ani. Într-adevăr, cifra 8 este în matematică, am găsit semnul infinitului. Pentru noi, în teologie, este simbolul vieții veșnice. De aceea și la pomenirea mucenicilor se obișnuiește să se facă acei sfinți, forma cifrei 8, care arată infinitul, veșnicia de care se bucură ei. Aș începe aceste gânduri ale mele față de mulțimea lucrărilor și complexitatea acestor frumoase cărți care stau înaintea noastră ca într-un evantai, cele 18 lucrări ale prietenului nostru, distinsul profesor Mihai Andone, cu o întâmplare de la Mănăstirea Sihăstria, acolo unde Părintele Cleopa stătea în cerdac și noi elevii savuram fiecare cuvânt al lui și căutam să nu pierdem răspunsurile la întrebările pelerinilor. Cineva l-a întrebat: Părinte, să ne spuneți când va fi sfârșitul lumii? Mereu se vorbește despre un sfârșit, de o apocalipsă. Și Părintele, zâmbind, le-a spus: eu știu când va fi sfârșitul lumii, în ziua în care pe cărarea dintre doi frați va crește iarba, când ei nu se vor mai căuta. Plecând de la această întâmplare, iată-ne astăzi aici, în Casa Cărții, adunați la invitația, la chemarea prietenului nostru, domnul profesor Mihai Andone, și unii ați venit de aproape, alții ați venit de departe, pentru a vă alătura
un gând, un salut, o felicitare și totodată pentru a vă împărtăși din aceste multe și frumoase gânduri care s-au tipărit în volumele de față. Sunt cugetări, reflecții, meditații, pornite dintr-o inimă și dintr-o minte însetată de cunoaștere, de frumos, de spiritualitate. Domnul profesor Mihai Andone s-a amintit de către domnișoara director Cristina Panaite că a fost membru în adunarea eparhială și adunarea națională bisericească în patriarhia noastră, patriarhia română, ceea ce vrea să arate celor de față și legătura foarte apropiată, foarte strânsă cu ceea ce se petrece în cult, cu biserica și de aici legătura sa cu spiritualitatea ortodoxă care se regăsește în paginile atât de frumoase care ne le prezintă nouă astăzi. Mesajul este mult mai vechi. Am colaborat în anii anteriori pe multiple planuri și în domeniul istoriei, dar și în acesta al teologiei. De față avem cărțile care sunt un garant în acest sens, și anume cartea dedicată părintelui Evmenie Moraru, mare duhovnic de aici, de la Stejaru, sau lucrarea între efemer și eternitate, mesajul omului preocupat de ceea ce se întâmplă dincolo de hotarele acestei lumi, sau lucrarea 2 metri de pământ, sau 2 metri pătrați de pământ, da? Sau omule trezește-te. Mesajul înseamnă o chemare, o invitație la ceea ce se întâmplă, deci, dincolo de efemerul acestei lumi. Chiar mi-a plăcut foarte mult un motto al acestei lucrări, pagini din literatura universală, ales dintr-o poezie a cunoscutului poet Șteu Iosif, când spune că chiar dacă suntem efemeri, trecători prin această lume și stelele sunt inaccesibile, le vedem departe, nu trebuie să ne deruteze, să ne descurajeze acest lucru, pentru că sufletul are această șansă să ajungă la ele și mesajul lor este acela de a ne lumina calea, de a ne încălzi sufletele pentru ceea ce se întâmplă dincolo de această lume. În lucrările de față, ceea ce ne impresionează la autor, la domnul profesor Andone, este diversitatea în abordarea temelor sale, de la istorie, la literatură, la teologie, la geografie, cu multă ușurință, cu multă abilitate și discernământ, reușește să facă radiografii ale unor vremuri de mult uitate sau interpretări ale unor pagini din literatura universală după propriile sale experiențe, gândiri, mesaje și acest lucru ne arată că autorul a ajuns într-o etapă a decantării cunoștințelor adunate pe parcursul vieții, dar și preocupările sale statornice față de lucrurile acestea ce țin de teologie, de spiritualitate, așa cum le descoperim într-un prim capitol al acestei frumoase lucrări, Echilibru Instabil, intitulat Efemerite. Totul este efemer, într-adevăr, în această lume, dar aș spune eu că aceste cărți vor reuși să înveșnicească numele său, pentru că aceste lucruri vor rămâne o mărturie, un garant că autorul a valorificat timpul și a adus roade la vreme. Un duhovnic a asemănat viața noastră cu anotimpurile și spunea să fim atenți la primăvara vieții, atunci când vlăstarele trebuie să urmeze un curs frumos, să fie îndreptate
către cer și să nu crească la voia întâmplării. Vara vieții este vremea când trebuie să pregătim ceea ce se va întâmpla, aducerea roadelor, în toamna vieții și apoi, iată, apare și vremea tristeții, vremea asfințitului, iarna vieții. A spune că profesorul Mihai Andone este în toamna vieții când aduce roade și roadele sunt aici în fața noastră, roade binecuvântate și scoase cu multă trudă, cu multă dăruire, chiar cu jertfernicie și spun aceasta cunoscându-l foarte bine, de foarte mult timp, așa încât nu putem decât să-l felicităm astăzi, să-l îmbrățișăm, să-i dorim ani mulți cu binecuvântare, cu ajutor de la Dumnezeu și cu bună rodire, să ne încânte mai departe cu aceste frumoase și minuțioase lucrări cu care ne-a obișnuit. 18 la număr este un majorat pentru autorii care au această continuitate și statornicie în scris, așa încât îl îmbrățișăm, binecuvântăm această frumoasă zi și îi dorim din suflet să păstreze aprinsă candela care să ilumineze pașii și să încălzească spiritul său frumos într-o lungime de zile. Domnule profesor, mă plec cu încălzire în fața dumneavoastră. Doamnei profesor Carmen Diaconu, așa ca între istorici riguroși și meticuloși, o să auzim și părerea domniei sale despre cărți. Excelențele voastre, stimat auditoriu, îmi face o deosebită plăcere și onoare să fiu astăzi în mijlocul domnilor voastre, alături de domnul profesor Mihai Andone, cel care a reușit să ne surprindă încă o dată și să scoată la lumină încă trei nestemate din zestrea spirituală, sufletească, a sufletului și a simțirii domniei sale. Ce pot eu să spun? Că într-o după amiază frumoasă de toamnă, de septembrie, o voce fermă, dar în același timp caldă, m-a interpelat și mi-a tras atenția cu delicatețe că în ultima perioadă nu prea am mai activat atât de mult, atât de energic, așa cum o făceam odinioară în comunitate și nu prea am stă în fire să fac lucrurile acestea. Dialogul a fost deosebit, era într-adevăr domnul profesor Mihai Andone, și răspunsul meu a fost foarte sincer. Problemele personale sau familiale au fost cele care, pentru moment, m-au oprit din acest frumos drum al culturii, al cunoașterii, dar în același timp, spiritele adevărate, luminoase, nu încetează niciodată activitatea. Sufletul lor este permanent în comunitate și am decis personal să iau o scurtă pauză pentru a-mi reîncărca bateriile și pentru a porni la acest frumos drum cu și mai multă forță și determinare. Cu mare drag am acceptat propunerea domnului profesor de a citi și de a realiza o scurtă prezentare, o recenzie a cărților domniei sale. De aceea, am să vă rog să îmi permiteți să-mi ascultați câteva gânduri pe care mi le-am așternut pe hârtie. De fapt, sunt un strigă de revoltă al meu personal, al generației din care eu fac parte, împotriva tupeului, împotriva non-valorilor,
împotriva inculturii, împotriva răsturnării valorilor din societatea românească și oprețuirea valorilor autentice, adevărate. Multe dintre aceste valori sunt aici de față și pe care le prețuiesc deosebit de mult. Mi-am intitulat articolul meu simplu, dar același timp cuprinzător, prețuiți și păstrați valorile. Între cer și pământ mai rămâne un gând. Există oameni care ard ca o lumânare aprinsă la ambele capete. Există conștiințe care vibrează. Există suflete nepereche. Există oameni speciali care trăiesc dincolo de ei, trăiesc pentru anumite idealuri și pentru destinele altora, al celor mulți pe care i-au iubit dincolo de cuvinte, dincolo de ființa lor pământeană. Există spirite profunde, bolnave de boala neamului lor, care nu se mai vindecă niciodată, care se zbat în mocirile în care a ajuns nația, pe care atât de mult au divinizat-o și căreia i-au închinat întreaga lor viață. Acești titani ai culturii române, apostoli ai neamului nostru, atât de greu încercat, talentul lor, vocația și harul lor divin, superioritatea intelectuală, creativă, a născut de multe ori ură sau invidie, iscate din lașitate, ipocrizie, egoism, specifice oamenilor mărunți, josnici, oameni al căror chip și nume sunt șterse fără nicio valoare. Ca într-un triptic brâncușian, cavalerii Sfintei Treimi, distinși domnul profesor Mihai Andone, domnii profesori Vasile Inodora Ursache și, în ultimul rând, domnul profesor Gheorghe Amiciobanu și mulți alții aici de față, au dat dovadă întotdeauna de profesionalism, vocația apostolică, loialitate și prietenie fără margini. Au trecut împreună prin poarta sărutului. S-au așezat la masa tăcerii, vocile lor atingând cerul ca o coloană a infinitului. Prin spiritul lor creativ, implicarea cu tot sufletul în comunitatea romașcană și nu numai, ei sunt și vor fi nemuritori la situl morții. Flacăra lor rămânând mereu aprinsă în conștiințele noastre, ale celor care îi prețuiesc și poartă în suflete. Unii consideră că a aduce pe oameni la o anumită vibrație ar fi un fleac. În schimb, a călca pe cadavre pentru a-ți aduna averi iluzorii, amăgitoare, ar reprezenta țelul suprem în viață. Câtă deșertăciune! Este și meditația, concluzia lucrării domnului profesor Mihai Andone, echilibru instabil, o concluzie și a existenței noastre prin de la efemer la eternitate. Autorul își exprimă starea de spirit, face un apel de conștiință pentru sufletele lucide și sensibile, într-o perioadă în care societatea românească se află într-o gravă degringoladă morală, religioasă și socială, într-o degradare individuală, într-o perioadă de răsturnare a valorilor. Din păcate, s-au stins adevăratele valori morale în care credeau înaintașii noștri, în care a crezut și crede domnul profesor Mihai Andone și cu care generația mea a crescut. Cinstea, respectul, demnitatea, onestitatea, loialitatea, prietenia, credința și iubirea față de semeni.
față de anumite ideale. Marile conștiințe cetățenești, așa cum este și domnul profesor Mihai Andone, sau alți mari oameni de cultură ai urbei mușatine, trebuie apreciați, prețuiți și păstrați în memoria colectivă, în zestrea noastră spirituală, ca adevărate piese rare ce fac parte din patrimoniul nostru local, național și universal. De aceea, consider că este o datorie morală pentru noi, cei ce am prețuit și prețuim valorile umane, demnitatea, omenia, să nu lăsăm ca aceste comori ale sufletului să fie lăsate în uitare, operele lor să fie cunoscute, difuzate și să reprezinte puncte de reper pentru conștiința noastră și mai ales a tinerei generații. Numele lor trebuie să le facem cunoscute acestor generații tinere. Să le aprindem candela sufletelor noastre, așa cum bine spunea și Părintele Tuscan. Să trezim conștiințele adevărate, să ne păstrăm verticalitatea și să reabilităm imaginea țării noastre în lume. Dacă generația de la 1918 a creat un proiect de țară, proiectul Marii Uniri, unire în cuget și în simțit, în gând și faptă, să-i purtăm cu noi în inim, să-i respectăm pe cei din generația domnului profesor Mihai Andone, el însuși fiind un produs ilustru, care au crezut și cred în idealuri precum libertatea, dreptatea, iubirea de neam și de țară. Domnul profesor Mihai Andone a fost și va rămâne implicat cu toate fibrele existenței sale în lupta pentru întronarea dreptății și revenirea la ceea ce și-a demonstrat viabilitatea istorică. Județele abuziv desfințate. Județele abuziv desfințate, de ce ați fost voi oare blestemate, lucrarea domnului profesor Mihai Andone, ne dovedește a fi un adevărat om al cetății, domnul profesor, concepând lucrarea sa ca un strigă de revoltă contra unei clase politice incapabile să urme un flagrant abuz comunist și să repună aproximativ un sfert de națiune în drepturile sale firești, validate de istorie. Domnul profesor Mihai Andone este și rămâne un entuziast, un luptător activ pentru reabilitarea județelor abuziv desfințate de regimul comunist, în speță și județul Roman, dar și pentru reîntregirea națională. Domnul profesor Mihai Andone ne învață în a sa lucrare pagini din gândirea universală în percepția mea că e plăcut în viață să respecti adevărul, să fii bun și cinstit, cumpătat, curat și drept. Judecățile de valoare asupra individului și societății se prezintă ca un inventar al virtuților și viciilor oamenilor cu plusurile și minusurile lor. Autorul a selectat expresii și citate diverse din mitologie, istorie, literatură, Biblie, folclor, artă, teatru, geografie, muzică, sociologie sau estetică, surprinzând forța de sinteză a inteligenței umane, puterea sa creativă, unicitatea sa în univers. Civilizația e averea colectivă a omenirii. Gândurile și sentimentele autorului sunt de real folos generațiilor contemporane, generației mele, reprezentând un model demn de urmat. Am crescut cu generația domnului profesor Mihai Andone. Am trăit mereu cu sentimentul că există prin ei valori naționale, autentice, modele pe care le putem oricând urma și care reprezintă cu cinste romanul, România unde în lume. Ei ne-au învățat că dacă nu eram român, fugeam în România. În numele generației mele,
Vă mulțumesc, domnule profesor Mihai Andone, pentru sămânța sădită în sufletele noastre, pentru faptul că ne dați curaj, speranța într-un viitor mai bun, pentru faptul că, prin dumneavoastră, eu personal sunt și devin în fiecare zi un om mai bun. Vă urez la mulți ani, multă sănătate, să fiți mereu în mijlocul nostru și aveți o familie superbă. Sunt foarte bucuroasă că sunt prietenă cu fiicele dumneavoastră și îmi face o mare bucurie să fim și vecini. Vă urez multă sănătate în mijlocul familiei dumneavoastră. Mulțumim, doamnei profesor, pentru prezentare și o să le rugăm acum pe domnul profesor Gheorghe Amenciobanu să ne spună câteva cuvinte despre volumele lansate astăzi. Vă rog, domnule profesor. Mă impresionează faptul că după o domniță nepereche vorbește un cioban, la fel ca în Miorița. Deci facem această întâlnire, această șezătoare la bibliotecă, sub auspiciile nemuritoare și unul din cele mai frumoase realizări artistice din lume, care se numește așa de modest Miorița. Stimați participanți și apartenenți al lui Scripta Manet, iertați că stau și eu, s-a făcut deja un obicei a Pământului, plus că în fața mea este o carte care scrie echilibru nestabil. Și asta este una din motivele pentru care am preferat scaunul. Dacă era și mărul lui Newton nestabil, ce bine era. Dar de unde? Că a fost stabil și s-a descoperit căderea. Bine că oamenii au reușit să descopere decăderea. Noi suntem astăzi într-o amfiteatru al lui Gutenberg, care îi aduc mulțumiri și felicitări și urez tuturor celor care sunt prezenți la acest UNESCO spiritual de la Roman, în același timp undeva în lume, este un alt UNESCO care are la bază ecuația care pe care. Noi aici la Roman, UNESCO-ul nostru are care cu care. Și suntem pentru a comenta un creator și creațiile sale și creația este întotdeauna cea mai frumoasă lege a Universului. Demiurgismul. Noi ne lăudăm cu Homo sapiens. Nu totdeauna sapiens este umanul. Ne lăudăm cu Faber. Nu totdeauna Faberul uman este uman. Dar demiurgia întotdeauna, dacă este, este pro-om. Felicităm, deci, Amfiteatrul Cărții de la Roman. Felicităm pe prezența dumneavoastră aici. Felicităm cei care, dacă au avut ieri târgul de carte, azi avem comerțul ideilor despre carte. Folosesc un cuvânt contemporan care începe tot cu co. În privința gândului meu de prețuire, am lăsat la urmă autorul, îl felicit și îi urez să fie ave auctor și nu patibul odignus niciodată, și orice autor de pe Pământul Dacic și acest autor de astăzi, care după cum scrie pe copertă, îi duce cuvântul că ar fi cavaler. Cavaler al mesii nu rotunde și al mesii descris. Un cavaler care folosește legătura de la. Oare de la îi duce cuvântul la Bourbon, la Habsburgi, la împărați și regi. De data asta regele nostru nu este de la fond,
nu este cu son, nu este cu van, nu este cu de, nu este cu da, nu este cu il, nu este cu of. Bine, cuvântul românesc of, aici îl folosim în variantă shakespeariană. Și, deci, maestru Andone aparține unui pământ pentru care a folosit cuvântul de la, de la unde? Abscriptum glebi, de la Omiceni, de la Francia, Ionescu de la Brad. Și toată cultura românească are presupus expresia de la, de unde, despre ce, până când. Și acest de la, care noi îl avem în față, nu că este un de la geografic, dar este un cuvânt care ne amintește de un nume scump nouă, care este Homo. Mi-aduc aminte de eroul enescian din Oedip, care când este întrebat de Sfinx ce, care e superlativul Universului, el răspunde cu curaj, omul. Acest om, azi la noi, se numește Homiceni. De asta mă bucur că autorul de astăzi este ca niciunul altul legat de pământul străbun al celor care odinioară au uimit lumea prin cetatea de la Dinorăștii. Eu nu sunt din specialitate și nu voi comenta cărțile ca un specialist. Eu sunt un cititor și am fost totdeauna un cititor și un vă rog, a pus țara la cali noi doi la multe. Și ca atare eu îl voi comenta pe autor mai mult și toate cărțile care stau în fața mea. Și așa un fel de portret, fața nevăzută a portretului lui Andone. În primul rând, ca o preocupare deosebită, Andone este mult legat de Ave Cielo, de Teo, din Dumnezeu, de sacralitate. Însă sacralitatea lui Andone nu e o sacralitate de tip, mă rog, Daniel Sihastru, ci mai mult mă duce cu gândul la un Voltaire care cultiva și cultivă și domnul Andone, un deism rațional, un deism contemporan, un deism intelectual. De asemenea, la domnul Andone pot scoate în evidență ceea ce numim baricadismul său. De când îl știu, e baricadist. De când îl știu, are în mână un drapel pe care nu e scris un deziderat politic. E scris un deziderat existențial, ontologic, și anume Homo. Pentru acest Homo a fost mereu pe baricade și este în continuare. Baricadist pozitiv, baricadist homo humani, homo sunt, deci sunt om și prețuiesc omul. În al treilea rând, la dumnealui scot în evidență, după baricadismul respectiv, se naște frând de frând criticismul lui Andone. Andone trece prin toate alambicurile posibile literare, ceea ce vine și pe mână, sincer, ploaia, pune punctul pe ei, scoate floreta cinstit și comentează și arată plusurile și minusurile, nordurile și sudurile, a fi sau a nu fi, a lucrării pe care o comentează. De asemenea, domnul Andone, ca o altă trăsătură, este un ortogonal, este un... Deși, mă rog, în mare parte noi trăim sub teoria lui Einstein, teoria relativității, că nu e a lui Einstein, e teoria Universului, Einstein a bănuit-o numai și n-a dus-o până la capăt, săracul și a murit cu regret, dar ipoteticul, relativitatea a verbului a fi, este prezent în baricada lui domnul Andone, este criteriul de criticism al dumnealui, este trăsătura dominantă de perpendicularitate. Unghiul de 90 de grade
care îl caracterizează pe domnul Andone, să ascară în el ca față nevăzută corectitudinea, cavalerismul, cinstea, ceea ce are de sus ți-o spune, ceea ce are de condamnat arată, ceea ce are de aplaudat nu se oprește. Noi am putea vorbi chiar de un andoniocentrism. Domnul Andone, în sfârșit, ține la domnul Andone. Domnul Andone, într-adevăr, își dă seama de felul de a fi al dumnealui și vreau să rămân pe mai departe Andone. Și de asta am numit un fel de andoniocentrism, ca un fel de stil a spiritualității noastre contemporane din zona mușatină. Și acest, luat sub formă frumoasă, psihologică, egocentrism, noi, în fond, antropomorfizăm un univers. Așa domnul Andone andonizează o lume. Am mai putea adăuga la trăsăturile, așa, pe fugă, iertați că apelez la Bach, și nu ne permite prea puțin a cunoaștere cât de mult ai stat cu un om alături, omul este o galaxie și nu te poți niciodată prevera de acest adevăr, adică este unul alături de infinit. Și domnul Andone este, cum vreau să spun adineaurea, în același timp, foarte mult prefer ceea ce în condițiile vieții sociale îi, am spune, spontaneitatea. O spontaneitate pe care odinioară o aveau trubadurii, sau, mă rog, o aveau acei care în Evul Mediu, în fața publicului, improvizau. În cultura românească tradițională o aveau copzarii, cântăreții din copză, iar în zilele contemporane o au muzicienii de jazz. Am avut și noi pe Gheorghe Răducanu, ca un exponent al jazzului, dar se pare că în viitor, deși se presupune, vor fi manelele, manelele sunt prea dizolvante. Manelele n-au densitate, au valența 1. Pe când jazzul are la bază, și spuneam adineaurea, creativitatea. Mă sui pe scenă și nu știu ce voi cânta. Încep să cânt și cânt, atunci pe loc creez. Ca și cum ai fi în atelierul lui Michelangelo și îl vezi cum cu dalta șlefuiește pe Moise. Mai putem aminti de asemenea de domnul autorul, maestru de astăzi, ne putem gândi și la o altă trăsătură care ar fi enciclopedismul dumnealui. Se spunea de aurea, abordează toate direcțiile spirituale. Ne aduce cu gândul la școala enciclopedică franceză, Diderot, D'Alembert, Fenelon, la noi Andone. Deci sumarul lui Andone nu este o singură valență calitativă, ci este cu o pluralitate de aspecte pe care dumnealui vrea să le aducă nouă și să le arate cum le vede dumnealui. Am putea de asemenea să mai remarcăm la domnul Andone ca o altă trăsătură, un ușor baroc. Este foarte doritor de mega, un mega uman, un mega spiritual, nu un megaloman, nu un mega dolaric, ci un mega spiritual. Uitați în cartea, în fața noastră, se găsește o mega expoziție de cărți. Toate trecute prin creionul, prin pana autorului. Și acest baroc, ca fie ca modalitate de lucru, deja a ajuns la 20 de volume și tânăr încă are în față jumătate sau mai mult de secol. Și deci barocul lui
Andone nu e numai în cantitate. Dacă răsuiți toate cărțile lui domnul Andone, vedeți cum interferează toate genurile literare. Face proză în poezie, face poezie în dramatic, face dramatic în enumerare enciclo ABCDE, după alfabet, ce spuneam de enciclopedismul de adineaurea. Și deci viziunea dumnealui este ca ceea ce va fi, și în primul rând eroul principal, Homo, să aibă dimensiuni super intelectuale. Andone nu este un ABC, este un X, Y, Z. Și mai amintesc o trăsătură, îl va supăra, dar pe noi ne va pune în situație să-l admirăm. Puțin domnul Andone este un utopian, așa cum a fost un Thomas More odată, așa cum multe sunt utopiile lumii, a crede în ceva care este imposibil. Dumnealui a crezut și crede în continuare, așa cum la Thomas More utopia e creația sa, la domnul Andone utopia sa este revenirea la județele abuziv desințate. Asta e utopia lui Andone. Și a suferit mult pentru ea, a luptat mult pentru ea. Am mers și noi pe lăcălajul împreună ca să fie cu mai multă autoritate de a impune domnul Sac împreună. Și a vrut să se reînființeze județele. Nu vede că la orizont se așteaptă globalizarea planetei, noua ordine europeană. În limba engleză e un cuvânt care n-ar vrea să-l spun, dar totuși îl amintesc. Se numește New Age. Și o leacă New Age, pune pe gânduri. Oare cum poți tu să refaci județele, ați scris un grebi, satul de altă dată, într-o epocă în care numitorul comun devine comun, devine dominant. Asta e partea utopică, dar e o parte utopică nu din punct de vedere economic, nu din punct de vedere politic, mai ales că utopiile au fost în general, mă rog, ne gândim la cetatea soarbei, a renaștere, dar utopiile a lui domnul Andone este foarte omenească, foarte ruralică și în special, mai prezent de toate, este foarte românească. Nu numai e faptul că s-a zbătut pentru județă, pentru care am condus și un ziar, Înfrățirea, și care rămâne o bijuterie a presii românești. Iată, presă care cere, hai să dăm mână cu mână cei cu sensibilitate română. Și toată opinia publică românească, lucrurile astea se petreceau cu vreo 20 și ceva de ani în urmă, imediat după ce a fost una din răscrucile istoriei noastre, și s-a spus că da, numai când o epoca modernă, da, se pronunță nu. Iată deci câteva comentarii de cititor, de admirator, de cetățean asupra maestrului Andone, căruia din nou îi aduc felicitare și urare, și întrucât numele dumnealui este triadic și astăzi lansează o triadă de lucrări, îi urez și eu triadic după numele său, îl cheamă Mihai, să aibă măreția Academiei Mihailene. Îl cheamă de asemenea Andone, să aibă ave Cezar Antonianilor din timpul Imperiului Roman. De la Holo, nu mai zic că e parte, când face Homo, să fie la fel cu acel Homo de care Beethoven, în Odă Bucuriei, încheie Sinfonia Nouă. Numai că noi astăzi, unde Beethoven spune toți pe lume, frați, noi suntem, noi aducem o mică retușare și contemporaneizare acestor cuvinte. Toți pe lume,
golf a fi frați. Mulțumesc, frățesc! Să-i dau cuvântul domnului Mihai Andone, care are să ne spună câteva cuvinte. Am scris acum și aici, alături de dumneavoastră, pe genunchi. Puteam să o fac și în genunchi, că merită acest lucru, domnul profesor Mihai Andone, câteva versuri, așa cum obișnuiesc eu la toate lansările de cărți, pe care le-am numit Jucător în cuvinte. În frumoasa zi de joi, am venit și noi la voi, să vedem cum se lansează trei volume ce șochează. Și un profesor ce probează că în probleme de cuvinte nu ia altul înainte. El cu ele se distrează, fie noapte, fie amiază, ține-o tot așa bădie cât e limba noastră vie. La mulți ani, cu sărătate! Și în încheiere are cuvântul autorul. Vă rog, domnule profesor. Distinse Doamne, stimați, mulțumesc Bunului Dumnezeu că a făcut să fie senin, să fie bine, să nu ploaie. Și vă mulțumesc dumneavoastră că m-ați onorat cu prezența. Mă simt copleșit de cuvintele celor care au vorbit. Și fără falsă modestie, m-au dus la inimă pe undeva de ce să spun, domnule, se rece la așa ceva. Nu am făcut pentru așa ceva, dar dacă s-a întâmplat, sau poate nu chiar s-a întâmplat să fie, așa este foarte, foarte bine. Poate vă veți întreba unii dintre noastre de ce trei cărți deodată. Păi să nu credeți că am vrut eu neapărat să par mai frumos să pun odată trei cărți, pentru că nu am avut resurse financiare până acum. Două dintre ele sunt scrise în anii din urmă, ultima, asta e echilibru instabil, iar am să-mi pierd și echilibru, iar am să nu mai decupi cărțile acestea, vă spun încă o dată. Și am participat la un concurs de proiecte organizat de Primăria Roman, în care am fost și eu printre cei câștigători. Și de aceea țin să mulțumesc Primăriei Roman, Consiliului Local, și așa cum vă mă prezint cu cărțile în fața de noastră și o să vă dau absolut tuturor, măcar câte una dintre ele. Mâine este o ședință de Consiliul Local, în care eu am dus deja cărțile la primărie, sunt acolo, o să le mânez cele trei cărți fiecărui consilier și mi-a rămas doamna viceprimar și secretarul primăriei, deci consiliere care sunteți aici, mâine vă voi oferi dumneavoastră, nu acum să le pot da la celălalt cărți. De asemenea, unii dintre dumneavoastră, deci, domnul, acel, lăsați-o că mâine aveți trei cărți. Unora dintre dumneavoastră deja v-am oferit aceste cărți. Ceilalți, vă rog, să veniți la mine ca să nu mă trebuiască să fac eu trambalajul ăsta până în capul și înapoi. Și acest fapt m-a bucurat foarte mult. Eu, așa cum am primit aceste subvenții, să le spunem, gratuit, dumneavoastră știți că este un proverb românesc care spune așa, dar din dar se face rai. Și eu vi le ofer dumneavoastră gratuit, le ofer și celor din primărie și altora prieteni și cunoscuți, încât vreau măcar câteva din ideile mele, dacă vor găsi corespondent în mințile dumneavoastră, ar fi extraordinar. Efectiv m-a surprins în mod foarte plăcut domnul Andone cu ce ți-a scris acolo. A fost tot niște chestii de suflet și pentru asta îi mulțumesc și vă mulțumesc tuturor dumneavoastră care ați vorbit atât de frumos. De asemenea, nu că mult nu am de când sunt părinții, așa că am simțit eu cursul. Practic de două, trei cuvinte despre fiecare din aceste lucrări. Județele abuzive desfințate, de cine a spus voioare, sistematic, cu semnă întrebare la urmă, arată activitatea mea din cei 14 ani de luptă în cadrul Ligii Județelor Abuzive Desfințate, în care ne întâlneam cu colegii de-ai mei din 20 de județe care au fost în această postură. Am avut întâlniri, eu am mai făcut după aceea și un partid al Județelor Abuzive Desfințate, cu care am dus până sus,
Am ajuns și la Iliescu, fostul președinte, am ajuns și la Constantinescu, cu care am avut și un control, un contract de parteneriat în care se obliga prin articolul 19, o să-l găsiți reprodus în carte, că dacă el iese președinte, prin 200 de zile reface județele abuzive desfințate. Cu foarte mulți parlamentari, miniștri, greutăți, nu vă spun câte am întâmpinat, probleme financiare foarte grave cu care m-am confruntat, pentru că a spus cineva, domnul Ciobanu, care mi se și am avut și un ziar al nostru, Înfrățirea se chema, n-am reușit decât vreo 10 numere să fac, dar au fost buni, ele au trimis în întreaga țară. Și deci eu nu renunț la idei, nu m-am mai lupt în continuare, de câțiva ani am cam oprit această luptă directă, dar poate peste timpuri, în alte împrejurări, în alte conjuncturi favorabile, cineva va relua această idee și va avea sorți de izbândă mai mari ca mine. Oricum, eu știu că alte documente, sunt foarte multe documente care nu le-aș numi de lucruri până acum, care sunt reproduse în această carte. A doua carte, Echilibru instabil. Am pus o fotografie care zic că a fost foarte inspirată, o vulpi și o fetiță care stau față în față. Și bineînțeles, asta e o poziție de echilibru. Dar oricând vulpea respectivă poate să se repeadă în capul fetiței și atunci este instabil echilibru. Ei, cam în interiorul cărții sunt vreo 50 de poezii, să nu vă surprindă că prima pe care încep se cheamă așa, poți muri în orice clipă. Adică să ne gândim că oricât de mult am trăit, chiar dacă eu am ajuns la 80 de ani, domnul Ciobanu și mai mulți, alții și mai mult, viața are un finish, un capăt. Deci oricând să ne gândim ce va fi dincolo pentru cei care sunt creștini. Eu am mai spus-o și cu alte ocazii. Îmi amintesc cu foarte mulți ani, urmă, eu chiar înainte de 89, citeam undeva o masă rotundă care era făcută printre studenții de la București. Trebuie să cunoașteți că la acea masă rotundă, printre altele studenți au fost întrebați, nu studenții, am vorbit și eu aici, e vorba de bolnavi cronici, au fost întrebați bolnavi cronici, ce părere au ei acum când se simt ultima turnantă? Și știți ce au spus cei care nu credeau în Dumnezeu și aici a fost și marele critic literar, așa, pe care a spus următorul lucru, el se zbătea, nu a crezut în Dumnezeu și se spunea că nu vreau să mor, că nu știu ce, parcă l-a întrebat cineva pe el dacă vrea să moară sau nu. George Călinescu, la el mă refer, sigur că da. Și, de asemenea, i-a întrebat pe ceilalți care credeau, și că atât de senini erau, mergeau spre moarte, parcă de pe așteptau să treacă pragul de dincolo. Eu spun un lucru, oameni buni, eu sunt credincios, vă spun cu toată sinceritatea și nu mă feresc. Dom'le, să presupunem că prin absurd, spun prin absurd, n-ar fi nimic dincolo. Și dacă tu te porți ca un creștin adevărat, să fii bun, să fii foarte apropiat de semenii tăi, să ierți, să faci numai lucruri bune, ești un om apreciat în societate. A spus chiar dacă prin absurd n-ar fi. Dar dacă este și eu nu pun, dacă este, așa cum cred eu, gândiți-vă ce avem după aia, în eternitate. Nu întâmplător, una din cărții mele se cheamă de la efemer la eternitate, adică de la puținul cât suntem acum, așa, la cei ce va fi o veșnicie după aceea. A doua carte, de care, a treia, de fapt, carte, a pagini din gândirea universală în percepția mea. Pare o leacă cam pretențioasă în percepția mea. Eu nu m-am luat la trândă cu ghilimele de rigoare, cu mare savanței lumii. Am selectat câteva idei din cele care mi s-au părut mie mai interesante, le-am pus în stânga lucrării și am pus și autorul din care sunt, iar în dreapta, ca să le facă accesibile și pentru marile public, nu cei care au o cultură solidă, nu pentru neapărat pentru elite, pentru oamenii de pregătire medie, să le înțeleagă bine esența. Și ca să fie mai atractivi, am scris câte o strofă în patru versuri, în dreptul acelei remarci pe care am luat-o din oameni mari ai lumii în religie, în politică, în cultură, în sport și așa mai departe. Deci aceste toate cărți ale mele le-am scris cu dorința sinceră de a mă întâlni cu gândurile dumneavoastră și oricând vă stau la dispoziție cu o mână de ajutor și cu cer de la dumneavoastră o mână de ajutor. Deci vreau să fiu deschis pentru toată lumea pentru că așa cum cred și zilele mele sunt numărate. Dumnezeu să vă aibă în pază și vă mulțumesc încă o dată și înainte de asta vreau să mai spun ceva. Mulțumesc și celor televiziunilor care au venit aici.
Iar una dintre aceste televiziuni, îmi spune așa, manifestarea se transmisă în direct de către postul de televiziune Roman 24 Online cu sprijinul omului de afaceri Petrică Căpraru. Și acest om de afaceri mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Toate gândurile mele bune se îndreaptă spre dumneavoastră. Și atât de rău cât eu de afaceri sunt toate și mai avem un cadou pentru domnul profesor. Stimate domnule profesor Mihai, capele de primăvară ce trec năvalnic spunând, se duc frumoși anii, unele zi, se duc și nu se mai duc nici când. Spunea marele scriitor lui Scurghenie, în numele sa apele primăverii. Iar alt mare scriitor, un creanca nostru, își aducea aminte cu mult drag și nostalgie de anii frumoși petrecuți de el în amintiri. Dar a dumneavoastră copilărie a fost buciumată, fiindcă la 4 ani ați rămas orfan, fără tată, care a murit luptând eroic în războiul nerăsărit, iar mai târziu în viață vi s-a imputat și mult ați suferit. Au zburat anii ca o clipă și încet nisipul din clepsidra vieții s-a scurs în cetișor. Ireversibil este mersul lor. Și ați ajuns la vârsta senectuții. În viață ați îndeplinit atâtea funcții. Dar aceea ce mai mult ați prețuit a fost chemarea de profesor de istorie, filozofie și multe generații de elevi v-au prețuit și v-au iubit. Când alții nici nu au visat, a scris atâtea cărți valoroase ce posterității le-ați lăsat. V-ați implicat profund în plan profesional, cultural și social, dar și în plan religios, politic și în cele din urmă și în plan familial. Soția dumneavoastră, doamna Tatiana, colegă de profesie și cele două fiice ale dumneavoastră, Mihaela și Nicoleta, prima fiind profesoară de istorie și filozofie, care pe urme v-a plecat, și Nicoleta fiind farmacistă, care pe planul sănătății ea v-a ajutat. Aceste două mari iubiri a dumneavoastră, două floricele v-au dăruit. Prima, fată, pe nepoțica Andreea Irina, iar Nicoleta, pe nepoțelul Vlad Ionuț cel mult iubit. Cu doamna Tatiana, soția dumneavoastră, la școala numărul 5, colega am fost, când ea despre dumneavoastră îmi vorbea și știu că vă diviniza. În întreaga familie, un stâlp puternic de nădejde ați avut și mai ușor prin greutățile vieții ați trecut. Noi, cei care vă cunoaștem și vă prețuim și care sincer din suflet vă iubim, vă mulțumim pentru tot ce ați scris și publicat. Iar când duminică, pe 24 septembrie, zâna toamnei, cea bogată, la poarta vieții dumneavoastră va veni să bată, să o primiți cu multă bucurie, căci ea vă va aduce încă un an în dar și vă va declara octogenar. La mulți ani, domnule profesor! Mulțumim, domnule profesor Mănescu!